Bun găsit! Wow, wow, wow! Ce veste! Abia acum se-a scut cuțitele la Miriasa, cum se spune. Eu chiar nu mă mai așteptam să fie eliminare de cupluri. Credeam că acest sezon nu va fi fără. Deci, chiar pentru mine chiar este o surpriză nu mă așteptam și, da, ce să zic, abia acum se scut cuțitele, cum am zis, dacă până acum vorbeam de strategii, de alianțe și de falsitate, ei bine, de acum înainte o să fie grav. Așadar, ați văzut, Miruna și Cosmin i-au votat pe Deni și pe Viorel spre eliminare. Raluca și Alex i-au votat pe Valentin și Gabriela. Denis și Viorel i-au nominalizat pe Raluca și Alex. George, Adina și Inga i-au nominalizat pe Raluca și Alex. Valentin și Gabriela de asemenea i-au nominalizat pe Raluca și Alex. Roxana și Paul i-au nominalizat de asemenea pe Raluca și Alex. Deci, prin urmare, Alex și Raluca intră în cursa de eliminare la votul publicului conform deciziei majorității din Casa Mireasa. Ei au votat cu toții, mai țin Miruna și Cosmin. Era de așteptat după ultimele întâmplări și discuții avute cu toți cei din casă. Abia acum strategiile încep să dea roade. Așadar, ce ziceți? Alex și Raluca și-au luat țeapă?